Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Sora Tabita a recitat din Psalmul 78, pe care eu vreau să îl folosesc în această seară. Vreau să mă adresez nu numai părinților, ci și bunicilor. Este o datorie sfântă să ne creștem copiii și apoi și nepoți. Trăim într-o vreme în care lumea zace în cel rău, suntem bombardați cu tot felul de filozofii și vrem ca în seara aceasta Dumnezeu să ne conștientizeze că avem o datorie sfântă, să îndrumăm copiii noștri spre Domn. Era o poruncă în Cartea Deuteronom, voi citi fugitiv pasajul acesta din capitolul 6 din Deuteronom, spunea Dumnezeu, iată poruncile, legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire, ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău. Toate legile și toate poruncile pe care ți le dau, și să ai zile multe. Ascultă-le, dar Israele, și caută să le împlinești, ca să fii fericit, să vă înmulțiți mult, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi, când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea, da, pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, trebuie să le cunoaștem, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Copilul trebuie să se culce cu o povestire biblică, el vrea desene animate, el vrea hrana aceasta care se dă acum pe bandă. Deși pare inocentă, ea are un efect. Am fost dimineață într-o biserică și nu vreau să spun asta, nu vă spun unde, și am văzut pe bancă lângă mine un copil, așa la vreo 4-5 anișori, butona celularul, a pus pe jocuri electronice. Și în timp ce noi cântam o cântare, el s-a enervat că ceva nu i-a ieșit acolo, a greșit ceva la jocul respectiv. Și am spus mamei, aveți grijă de copil, o să-l afecteze aceste jocuri. Învățați-l ca în biserică să cânte, să citească când se afișează versetul. Copilul acesta va avea mai târziu probleme. Și am spus după aceea că am urmat să dau un îndemn, o predică scurtă, am spus așa tangent, nici să nu jignesc pe nimeni, nici să nu atrag atenția bisericii despre mama respectivă sau copilul respectiv, am făcut-o cu finețe, dar am spus-o și o spun și aici. Aduceți pe copiii la casa lui Dumnezeu. Învățați-i să urmărească versetele de pe ecran, când deja începe să citească. Și am spus în predic acolo, dacă copilul este inteligent și butonează un celular și face și se joacă jocuri în biserică, înseamnă că mintea lui poate să învețe și un verset, poate să învețe și un psalm. Spunea cuvântul lui Dumnezeu în cartea lui Timotei. Este pasajul care mă uimește, îl citesc mereu, mă uit și spune Apostolul Pavel când își amintește de Timotei, de credința lui neprefăcută, de puterea cu care se ruga, de lacrimile lui. Iată, Pavel a urmărit și lacrimile lui Timotei când se roagă. Da, părinții și bunicii trebuie să urmărească pe copii, respectiv pe nepoți, și cum se roagă. Și să învețe să se roage. Au nevoie în viața aceasta de fiecare zi. Noi nu știm ce îi așteaptă în viață. Și spunea Pavel, îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta, Lois, și în mama ta, Eunice. Și sunt încredințat că și în tine.
De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Căci Dumnezeu, și acum mă adresez părinților care sunt aici și bunicilor, Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. Nu vă temeți de copii, că vin pe lume. Lumea și duhul acesta al lumii văd în copii o povară. Copiii sunt o binecuvântare. Prin ei Dumnezeu lasă binecuvântarea. Și am văzut în viața mea, n-am avut ce am când au crescut cei 12 copii. N-am avut la primul, la al doilea, n-am avut. Ele au venit, aceste binecuvântări, proporțional cu fiecare copil. Vreau să înțelegeți aceasta. Nu ne-a dat Dumnezeu un duh de frică. Nu vă temeți. Frica este de la cel rău. Copiii sunt o binecuvântare. Dacă astăzi în Europa sunt biserici române penticostale, aproape în toate zonele, că se miră uneori englezii sau alte popoare, se miră cum merg ai noștri la adunare. Dacă sunt aceste adunări, este pentru că bunicii noștri și părinții noștri nu s-au temut, s-au încrezut în Dumnezeu, au primit copiii ca binecuvântări și au fost și sunt binecuvântări. Slăviți să fie Domn! Nu lăsați Duhul acesta de frică. Duhul lui Dumnezeu dă putere. Dumnezeu ne-a dat un duh de putere să-i creștem, să fim sănătoși, să-i învățăm, să-i urmărim, să mergem la ședințe dacă trebuie la ședințe, să stăm seara să le spunem o poveste biblică dacă este de poveste, sau să citim împreună în Scriptură, să învățăm să urmărească. Fraților, vreau să vă mărturisesc, vara aceasta am cumpărat Biblii la nepoți. M-am gândit să fac un gest pentru ei, nu vreau să fac o reclamă aici, nu vreau să priviți spre mine ca spre ceva extraordinar. Nu, am făcut un gest de bunic. Dar am scris și m-am străduit să scriu la fiecare. Am văzut cam cum este caracterul lui. Câțiva citesc deja, câțiva încă nu citesc, dar am vrut să încurajez, pe când vor citi, să iubească Biblia și mai ales să-și aducă aminte că Biblia le-a dat-o bunicul. Și am scris la unul din nepoți care l-am văzut că îi place joaca și am spus lui Levi, care iubește joaca, nepoate, cartea este loc și de joacă, dar caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu, cartea aceasta te va ajuta să ajungi acolo. Și am semnat bunicul. Asta e pe prima pagină. Este, dacă vreți, dedicația din partea bunicului. Și au continuat aceste dedicații, m-am uitat la fiecare, urmează să mai scriu pe alte Biblii, care le-am dat deja, dar n-am avut la momentul acela dedicația. Și am văzut că a avut un efect extraordinar, unul din copii care încă nu citea, s-a dus în rulotă, că am făcut-o într-un cadru mai frumos, așa, la iarbă verde, unde erau ei, a fost o surpriză pentru ei, și s-a dus în rulotă, s-a pus pe genunchi, a luat Biblia, a deschis-o, a închis ochișorii, și el nu știa să citească. Și a meditat așa un timp și a venit afară și a spus, eu am citit deja două pagini. A fost un lucru extraordinar. A fost pătruns de gestul acesta că eu i-am dat o Biblie. Așa ne-a învățat Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu este putere. Citiți cuvântul lui Dumnezeu, citiți-le nepoților, copiilor, învățați acest cuvânt, versete de aur, psalmi din Scriptură. Aceasta este puterea lui Dumnezeu. Va avea efect într-o zi, ca și sămânța aceea mică care încolțește și crește. Și semințele mici, vedem că din ele cresc plante mari, chiar uneori uriașe, din ghinda aceea este un stejar secular. Cuvântul lui Dumnezeu, spune mai departe, apostolul, este plin de dragoste. Să aveți afecțiune pentru copii și pentru nepoți. Ei vor greși, greșesc și noi am greșit la rândul nostru și eu am fost pedepsit și am văzut, mi-am dat seama când am crescut un pic mai mare și am văzut cum tatăl meu îl pedepsea pe un frate de-al meu mai mic. Atunci mi-am dat seama că tatăl ne pedepsea cu dragoste, cu bunătate.
Avea cureaua, așa avea la îndemână atunci, și-a dat mai mult în dulapul lângă care era frățiorul meu mai mic. Și mi-a dat seama că face o educație bună și că tatăl meu are o afecțiune și o dragoste pentru noi. Copilul să vadă această dragoste, să fie atras de dragostea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Numele Lui să fie binecuvântat. Și în final spune aici, Dumnezeu ne-a dat un duh de chibzuință. Stimați ascultători, dragi părinți, bunici, mătuși, unchi, această înțelepciune a cuvântului lui Dumnezeu, semănați-o în mintea copilului. Ocupați-vă de el. Faceți-vă timp. Învățați-i din Scriptură. Faceți-i să iubească casa lui Dumnezeu, să iubească cuvântul lui Dumnezeu. Aduceți-i la casa de rugăciune. Duceți-i acolo unde sunt tabere de instruire. Faceți-vă timp, pentru că vremea trece așa de repede, copilul crește așa de repede și nu lăsați pe mâine ce puteți să faceți astăzi privind educația copilului. Dumnezeu ne-a dat înțelepciune, ne-a dat un duh de chibzuință. Domnul să ne binecuvinteze, să ne ajute să înțelegem care este datoria noastră, amintindu-ne de Psalmul 78 care a fost recitat, să spunem copiilor ca aceștia la rândul lor să învețe pe generația care urmează și apoi cealaltă generație, pentru că Pavel și cu asta închei, citesc în cartea lui Timotei, i-a vorbit lui Timotei și i-a spus așa: ce ai auzit de la mine, este pe aceeași pagină, în capitolul 2, versetul 2, din a doua Timotei, ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Patru generații. Este datoria noastră să sădim acest cuvânt al lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze și să vă ajute. Mă bucur să fiu la binecuvântarea celui de-al 24-lea nepot. M-am dus la spital să-l văd, s-a uitat la mine asistenta. Eu nu mi-am dat seama, spune Adalia că m-a urmărit și a spus: sunt bunicul lui Fedor Tudor Emanuel, este cel de-al 24-lea și vreau să-l văd. Și s-a uitat doamna lung la mine, a alergat repede, l-a scos, mi l-a arătat. M-am bucurat să-l văd și doresc ca Domnul să-l binecuvinteze. Amin.